Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 22 pe canalul meu de YouTube. A venit momentul adevărului să vedem dacă am făcut alegerea corectă. Astăzi semănăm greu pe cel mai mare teren care l-avem noi cu monștri. Acum nu știu dacă se descurcă clasul nostru. Avem deja ceva cai, adică avem vreo 600 cu parcă, nu? Câți cai avem, ca să nu greșesc, ia să vedem. Deci avem 620 de cai. Mai puternicii ar fi John Deere-ul 628, 8 cai, deci mare diferență ar fi. Aceste tractoare care le deținem noi, 3 clasuri, un John Deere și un Fendt. Cred că s-a fi făcut alegerea corectă, acum nu știu. Hai să-i dăm drumul să vedem dacă reușim să folosim monstrul ăsta de semănătoare. Prima dată aș pune un pic lucrătorul automat să vedem dacă funcționează corect. Și dacă nu funcționează, o să facem noi manual. Hai că se descurcă cât de cât merge la vale. Prea mare, adică am aruncat cam mult, adică am vrut ceva o semănătoare mare, dar mi se pare prea mare asta. Și o problemă cu încărcatul, cum îi zice, semințelor. Trebuie să ai paleță jos, să vii pe lângă cumva. E nașpa. Ia din interior. Mai se descurcă el, nu poți să spui că nu se descurcă. Să vedem că nu urcă înapoi la deal. Ascultă-vă cum lucrează lucrătorul automat. Dacă nu, o să fac eu manual. Problema e alta. Nu prea am unii să o încarc. De fiecare dată trebuie să merg la magazin să cumpăr semințe. Am Wiggle Wagon-ul, dar nu pot să încarc pe deasupra asta. Nu înțeleg care e problema. Nu știu ce să-i fac. Acum, na, o încerc. Oricum, m-a costat cam destul de mult. Până la urmă, na, asta este. O să merg la magazin și o să o umplu. Am semănat și pe celălalt terenul, dar am semănat cu semănătoarele alea mici. Și am lăsat-o pe asta mare, să vedem ce cu el. Într-adevăr, am vrut foarte mare, dar cred că m-am aruncat cam mult. Dar, hai să vedem, până la urmă, dacă se descurcă. Clasul, ia, nici, na, era sigur, na, aici e problemă, în capete, nu înțeleg care e problema la capetele astea, ia, ce-a făcut, s-a blocat? Bă, nu, hai că vrea, de să fac eu capetele, că văd că e o problemă cu capetele. Bă, de descurcat s-a descurcat el cumva, nu poți zici că nu, se descurcă. Problema mea e alta, de ce se blochează? E faină că e mare. Cred că ar trebui un tractor de 700 de cai, cam așa i-ar trebui. Cam cere vreo 600 și n-am decât 20 în plus. Deci nu-i mare diferență între ei. Dacă merg eu să fac capetele până acolo și după aia încerc să mai pun un pic lucrător automat de dacă funcționează. Așa asemănătoare îmi place, nu... Uitați, din aproape 3 turi am terminat cel mai mare teren. Deci nu e... De făcut treaba aș face. Și până la urmă aș putea obișnui și cu încărcatul de la magazin cu semințe. De fertilizare nu e problemă, că nu e obligatoriu să fertilizez. Că imediat după ce am terminat de semănat, fertilizez a doua oară și am terminat, nu e problemă. Bă, de frumos, e frumos, nu poți să spui că nu. Și îmi place și clasul, nici la clasul n-aș renunța. A să mai încerc să, data viitoare, să pun John Deere-ul, să poate să descurc mai bine, 8 cai în plus față de clas. E descurcat, descurc 18 la oră, cam ăsta e maximul. Deci n-ai, semănătoare n-are cum să meargă mai mult de 18 km la oră. Bine, ala de ala acum începe să scadă. Adevărul că e mare, tare, semănătoarea asta. Prima dată am zis că ai, că e prea mici terenurile pentru asta, dar nu sunt mici terenurile chiar deloc, sunt foarte mari. Fac așa, să fac lateralele.
Da, am pus grâu pentru a avea mâncare la găini. Și parcă mai trebuia la o fabrică, nu știu ce mai trebuia mie. Am semănat și niște porumb, pe un teren asemănat soia, mi se pare că și pe unul rapiță, dacă nu mă înșel. Ceva de genul ăsta. Și o să mai avem și un teren micuț de recoltată sfeclă, pe care o să folosim niște tractoare micuți, așa, să punem la încercare, să vedem, să încercăm și altceva. Păi, de descurca să descurcă, nu poți. M-aș putea obișnui cu el. Problema e că o să trebuiască să fac eu manual. Aș putea să pună lucrătorul să... Adică aș putea, dar trebuie să-i fac eu marginile prima dată și după aia el să facă. Pe lângă ceea ce ăla de 18 să descurcă cât de cât. Hai că aici n-am ce face. Ăla de 18 semănătoare să descurcă bine, nu... Foarte puțin rămâne de făcut margine în urma lui. Totuși, 30 de metri cu 18 e diferență, sau aproape 12 metri în plus. E faine, faine, faine tare. Ok, fac un pic margine și o să vedem dacă se descurcă. Sper să se descurce, dacă nu... Ai o plăcere de a semăna cu un monstru de ăsta. Problema e că e foarte scump. Și trebuie să stai lângă el mereu, știi? Dacă așa aș mai cumpăra una, mi-ar plăcea. Aș mai avea bani, mai am 1.500.000 și ceva. Deși o să îmi trebuie să iau deocamdată. Dar m-aș sacrifica și să mai cumpăr una, dacă. Da. Din 3 turi deja am terminat terenul, ești nebun, e o plăcere de a juca cu simulatoarea asta. Acum dacă i-am făcut marginile, hai să încercăm un pic să vedem ce zice și lucrătorul automat. Eu încă în teste, chiar dacă am cumpărat, de asta e bine, că am pățit de atâtea ori. Încearcă să verifici întâi, înainte de a cumpăra. Tot așa am cumpărat eu și nu a funcționat. Și dai banii degeaba și nu te ajută cu nimic. Așa mai degrabă închiriez, te costă 10.000, 20.000 cât te costă. Până la urmă n-ai pierdut. Cum am pierdut la combina de recoltat bumbacul. Păi am dat 900 și ceva și am luat 600, 200 de mii pentru că am recoltat un teren. Mai degrabă închiriam, dădeam 25 de mii și asta e, am pierdut 25, n-am pierdut 200. Bine că am avut de unde, dar dacă ești la început, ce faci? Bine, dacă ești la început, nu ai 900 să dai pe o semănătoare, pe o combină de recoltat porumb. Fer mai destul de bine, aproape totul e în progres, iar avem problema cu paleță. Avem prea mulți paleți, nu știu ce problemă să fie. Cred că o să trebuiască chiar să vindem, să dăm drumul la fabrici. Dar după ce o să semăm în terenul ăsta, trebuie să ne ocupăm cumva de fabrici, să vedem la ce renunțăm și ce rămâne. Am făcut bani atunci la început cu romegoșul din... Am avut peleți și am prins în decembrie și am adus la prețul la maxim și am făcut atunci vreo 6 milioane, cred că, dacă mi-aduc aminte bine. Și am cumpărat aproape toate fabricile. Și le-am cumpărat degeaba, că unele chiar nu se merită. Acum avem o fabrică nouă, aia de cartofi, pe care trebuie să o punem în folosință. Și vedem ce o să fie. Vezi, dacă îi faci un pic marginile și așa, eu zic că s-ar descurca el. Și semănătoare e faină, nu poți să zici că nu. Uite numai cât de bine arată. Oricum, alta mai mare nu am. Nu este. Mai este vreo una mai mare, ia să ne semănătoare, semănătoare. Uite aici. Mai mare. Deci asta o care o avem noi, asta cât au avut, asta au avut 23 de metri, nu? Noi avem pe asta la 30 de metri, 5, și cu asta, în total ne-au ajuns 700 de mii, ne-au ajuns doar semănătoare. De aia, care o am eu? E asta? Nu, 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 eu asta o am, de aici. 331 și cu 430. Deci ne-au ajuns 700
760.000, ne-au ajuns doar semănătoare. Păi și nebun. Butica ar fi ceva mai mare? Nu, 19,8 metri, nu avem. Cam asta e cea mai mare. E mărișoară, e faine. De să dau un pic, parcă un pic volumul mai tare la... Nu aici. Sau un pic mai tare. Da, cam scumpă, cam scumpă. Pe lângă față de semănătoarea ante care le-am eu la 120.000. Cumpăram 7 semănători. Ce rămânea și bani. Nu-i problemă, încercăm și lucruri noi. Mai ales la ce teren avem. Băi, se descurcă. Am zis curios aici la întoarcere. Oricum, fără, dacă nu faci margini, nu te poți apropia și văd că se duc și semințele destul de rapid. Bine, că n-am umplut, cum îi zice, n-a fost plin. Vreau să mai încercam ăla de care cumpăr semințe din bază. Să încerc. De preferat e să leși partea din față, să o leși undeva și să mergi cu ăsta să-ți alimentezi. Acum să vedem. Ia să-l văd aici, la întoarcere. E fain că clasul are direcția și pe spate, deși poți să o folosești doar aia pe față. Nu e obligatoriu să o folosești amândouă direcții. Dar văd că se descurcă, de obicei era probleme când un tractor are direcție și față spate și mai ieșe semănătoarea cu direcția ei, de fiecare dată era probleme la întoarcere, dar văd că se descurcă. Păi la urmă, o afacere bănoasă. Eu zic că se descurcă destul de bine. Avem fertilizatorul, o să mai fertilizăm și a doua oară. Uitați cât am monstru frumos. Fac câteva poze așa pentru grup. Se descurcă. Să ai două din astea. Păi, brici. Nu m-ați spus că dacă faci margini, după aia să pui lucrătorul să tu și tu să faci altceva. În restul merge brici. Să mă uit un pic să vedem pentru sticlă de zahăr. Să vedem ce putem găsi ceva manual. Manual, ceva mic, cost 3 metri. Asta e pentru ropa. Păi, dar nu am nimic decât asta ce-ar fi. 6 metri. Aș încerca un pic și... Ia, cât e mărișor terenul ăla care l-avem noi? Care era? Ia să vedem măcar dacă e gata. Așa, unelte așa, de împrăștiat. În curs de creștere, gata, de recoltat, de lipi. Da, taie tulpini, 11. Păi, e destul de mărișor ăla. Vedem noi, ori închiriem un holmăr, ori folosim un pic ăla. Antei se termină cu terenul ăsta. Bă, se descurcă. Dă să fac eu manual. Să am plăcerea asta de a face. Se descurcă. Să o iau așa la rotund și vin pe partea elantă. Acum sper să-mi ajungă semințele. La cât e de mare nu prea poți să stai să te uiți din cabină. Uite, și un pic de deal, nu poți să zici că nu e chiar așa teren atât de drept cât e. Cam dă de greu un pic la deal. Hai că nu-i problemă, dă-i. Trage clasul meu, mâncare și gura lui de băiat. Cred că trebuie să-i pun și un pic o greutate pe față, că văd că se balansează cam tare. Are ceva greutăți pe spate, dar se balansează cam mult pe față, mi se pare mie.
Borgalaut. Ce nume are semănătoarea asta? Asta e bună să ai un teren de la lung, așa, pe o hartă de americană. Aici la noi te mai descurci, nu e chiar așa de mare harta în care să... Și terenul să fie atât de mare încât să... N-aș fa treaba cum alimentez pe teren, dacă ai un teren de la mare și să duc semințele rapid pe teren. Vii, dai semințele jos, încarci. Normal, buranul ăsta ar trebui să funcționeze, nu înțeleg de ce nu funcționează cum trebuie. Dar o să ne mai încercăm, după ce terminăm, o să încercăm, să vedem care e problema. Ori fac așa dat trecut, eu puneam ăsta de semință în față și mă gândeam, bă, cine naiba are de nu se cuplează? Și că încolo ăsta e așa, că nu era așa, că nu făceam eu ce trebuie. Așa și acum, poate, iar nu fac eu ce trebuie. Da, am făcut hike, parcă data trecută mi-a părut rău că am luat semănătoarea asta, dar data asta chiar începe să-mi placă. Suntem în martie, vine primăvara, vine vara, după aia așteptăm să crească și pădurea. Să ne băgăm un pic așa la forestre, normal prin decembrie, dar nu cred că o să crească. Ori o să am deja o bucată de pădure, o să ne băgăm cred că în ea, cât de curând. Să producem niște mobilă. Că vreau să fac target-ul, cum îi zice. Am zis că fac pentru cea mai tare hartă, cea mai tare fabrică, aia malea, cum îi zice, cu obiectele și cu lichidele, la preț de 1 milion și ceva. Deci ăsta e targetul. Când cumpărăm toată harta, dăm drumul la fabrica aia și să facem, să producem niște bani și să avem cel puțin destui bani încât să nu ai pe ce să cheltui, adică cam ăsta e targetul, să nu ai pe ce cheltui, dar să mergem sus. Ia să vedem cum ne descurcăm noi aici. Aș fi preferat să iau și bucata aia, dar la cum mă duc eu sus în partea aia. Când ai destui bani și ai cumpărat toată harta și nu mai ai ce faci, atunci poți să spui că ai terminat o hartă. Așa era faia să meargă cu 33 la oră. Da, să băgăm. Lăsăm jos. Bang. Mai e fain oricum față de ala de 18 metri aveai de lucru cel puțin o jumătate de oră. Așa la asta 15 minute e gata. E aproape dublu față de semănătoare normală. Am zis că o să renunțăm și la câteva tractoare, dar cred că o să avem nevoie de ele. Cu cât o să fie mai mult, cu cât sunt mai multe terene, cu atât ai nevoie de mai multe tractoare. Deci să ne ducem cu o tură în vale, la maximum. Mai cam două ture ar mai fi. O tură în deal și o tură în vale și am terminat și terenul ăsta. Pe aia băgăm la fertilizat și așteptăm să crească de recoltare. Porcușorii, bă, că deocamdată nu a ajuns la pubertate de a se mulță. Scuriam să văd dacă să scot investiția cu porcușorii. Văcuțele produc bani, găinile, nu știu, iar avem un problem cu găinile, nu prea produc ouă. Trebuie să facem, mi-am zis, data viitoare ne ocupăm de fabrici și de animale. Trebuie să mai renunțăm, că avem prea multe. Mai ales de găini, avem 5 grajduri de găini. Cred că la două o să renunțăm. Avem așa un grajd mare de vaci, 5 de găini, un grajd de porci și unul de oi. Nu avem chiar așa de multe animale. Și avem o grămadă de lapte, avem iară, să vedem ce o să face cu el, ori brânză, ori ciocolată. Băi, cred că mă încadrez cu o tură înapoi și am terminat terenul. Eu așa zic. Mai nici
Nici să dau mai mult la distanță mare de... Să văd așa cu un pic din spate n-aș mai putea, ăsta e maximul. Cine vrea să cumpere, e de recomandat, cum îi zice semănătoarea asta, dar să aibă cel puțin 700 de cai. Ca să meargă pe maxim, mai ales dacă ai și dealuri, na, nu te poți apropia. Am aici un deal, ce deluț, că ăsta e un pic, bine, că n-are decât 20 de cai în plus față de cât ceri combi semănătoarea. Și trage greu. Bă, aproape în terenul și terenul ăsta cu greu. Bă, dar consumă semințe destul de rapid. Da, să mai avem o trecere până la vale și odată încoace și gata cu terenul. După am mers să încerc să văd dacă pot să-l păcălesc cumva să încarcă de la de la ăla de semințe să cumpăr. Dacă nu, singura soluție la magazin. Sau cumpăr semințe într-o remorcă și le restau în jos. Asta e altă soluție. Ca să nu merg de fiecare dată la magazin. Hai să trecem. Nici n-aș mai duce, cum îi zice, semănătoarea în fermă. Nici nu știu dacă am unde să o pun. Să merge frumos. Sper să când urc merg până la vale și când urc să fie să o dau de gata. Sper că ajunge. Pornești noi girofarele exact la urmă. Fac bucățica asta și cobor la vale și urc la deal și am terminat-o. Hai la vale. Bă, destul de binișor arată înăuntru. Funcționează ceva? Da, uite, pedalele funcționează. A, deci funcționează. O ultima tură. Bă, s-ar putea să-mi placă. Deci, care are terenul mare să încerce. Numai că să închirieze prima dată să vadă dacă ai un tractor potent să-ți facă. Dacă n-ai un tractor potent să-ți ducă semănătoare, nici nu n-ai rost să te apropii. 620 de cai am eu și deja nu te descurcă cum trebuie. Dacă o să văd nimica din interior, nu. Dacă ai tractor 650 de cai sau 700 și ai un deal mai mare, poate s-ar descurca. Așa, pe loc drept se descurcă 18 la oră, e maximul care merge semănătoarea. Problema e când ai de deal. Uite aici un pic pantă și deja scade, deja se duce. Cât scade? Ia scurios eu. Până la 12, 13, cât se duce? Mai puțin. Da, între 13 și 14. Da, dacă i-aș pune, cred că greutate și pe față, dar cred că așa nu se fac. Vedeți, se balansează fața. Am greutate pe spate și... Da, să merg să iau două greutăți și pentru asta și pentru ăla pe față. Nu mai are balansul ăla și tracțiunea e maximă. Haide, haide, tăticu. A, o trecut testul, clasul meu. Asta e nou mod, o să fac și o review la el. Cred că săptămâna asta. E fain care roțile astea mari așa, babane. Ajung cu el până în capăt, mergem în fermă și vreau să încerc
Să văd dacă reușesc pe la urmă să o păcălesc, cumva să încarc semințele. E ciudat tare burlanul ăsta, nu știu care e problema lui. Atât. Hai să mai fac așa o poză. Prim, strângem. Are animații faine. Mă, ce ciudate, care logica? Fete că mi-au pus ăla. Deci nu cred așa ceva, nu, refuz să cred, refuz să cred. N-ai cum. N-ai cum. N-ai. Da, în fine. Hai să mergem în bază. Trebuie să ducem și bumbacul ăsta. L-avem aici depozitat, deocamdată avem plin la fabrică. Hai să vedem cum ne descurcăm. Aici am pus porumb. Deci avem grâu pe terenul ăla mare, avem porumb, avem, mi se pare că soia și rapiță. Deci avem semănat tot, o să trebuiască mai bine să mai fertilizez terenul ăsta. Dar hai întâi să ducem ăsta în fermă. Deci stai așa. Vreau să lăs întâi aia din spate, să o lăs undeva aici. Atât. Hai cu semănătoarea asta. Atât. Așa, am scos, cum îi zice, să miște și pe spate la tractor, doar fața, direcția. Spălăm un pic. Hai că asta se descurcă, dar problema e la alant, când se... Mi se pare că și-al are direcție proprie. Spăla frumos. Hai să luăm asta. Hai să încercăm să vedem ce rezolvăm cu asta, cu semințele. Poate reușim să-l păcălim, să încărcăm semințele de aici, de la asta. Direcția de acolo. Ia să vedem cumva, să vin din laterală. Dacă aș reuși să-l combin, să încarc de aici, ar fi perfect, nici nu ne-ar trebui altceva mai mult. Eu zic că ar trebui să funcționeze, nu înțeleg de ce n-ar funcționa. Op, du-te bă de aici, du-te bă de aici că funcționează, ești nebun. Problema e alta că nu pot să-l păcălesc, să pun și fertilizator. Ah, ia. Nu vrea? Na, să e dus la fertilizator, dar nu, nu vrea. Nu, no, nu, no, nu. No. Ha? Nu e problema cu asta. Deci ar trebui să aibă un pic prima dată. Dar uite, e pe acolo, dar nu vrea. Na. Deci funcționează. Deci, până la urmă, i-am dat de capăt. Să am un palet de fertilizator prima dată jos. După aia... Hai să-l pun și pe asta undeva. Bă. Deci, până la urmă, i-am dat de capăt. Opa. Să încerc să văd dacă pot să-l bag aici. Dacă nu, o las pe undeva afară. Nu știu dacă încape. Nu intră cu roțile acolo, deci... Dă să-l pun pe aici pe lângă. Are direcția aia ciudată tare. Dar până la urmă nu mă încurc cu nimica. O, așa. Dar să-l lăsăm aici.
aici să stai. Atât. Hai să mergem să-l bagăm în garaj. Ia uitați cum stau monștri. Seara garajul pentru mașini, dar au sărit mașinile din schemă. Atât pentru episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like și un subscribe dacă doriți să susțineți canalul. Să aveți o săptămână și un weekend frumos. La revedere!